Procuratura Generală anunță clasarea mai multor dosare răsunătoare care ar fi fost inițiate abuziv la comandă politică. Oamenii legii au încetat urmărirea penală în cazul activistei ucrainene Ludmila Kozlovska și în cazul lui David Davitan, acuzat de complicitate în tentativa de omor a bancherului rus German Gorbunțov. Autoritățile au luat decizii în cazul a 9 dosare din totalul celor 38 care ar putea fi inițiate la comandă politică. Evaluarea anchetelor și proceselor a fost anunțată acum 4 luni de procurorul general Alexandru Stoianoglo. Pe lângă dosarul Gorbunțov și Kozlovska, procurorii mai anunță și încheierea urmăririi penale în cazul omului de afaceri Valentin Eșanu, deținătorul unei firme de colectare a metalului, și în cazul antreprenorului Andrian Borș, care are o rețea de benzinării. De asemenea, a fost clasat dosarul în care figură actualul primar al Drochei, Nina Cereteu, și cel al Anei Ursachi, prin care avocata era dată în urmărire. Procuratura Generală a mai decis să revizuiască procesul penal în privința Olgăi Punga, a fost angajată unei bănci care a refuzat să depună mărturii împotriva lui Vyacheslav Platon. De asemenea, urmează să fie revizuit și dosarul veteranului de război Arslan Safarmatov, condamnat la 3 ani. Amintim că, printr-o dispoziție emisă de Procurorul General în februarie, a fost creat un grup de control și monitorizare a unor dosare care ar reprezenta rezultatul unor comenzi politice și care au dus la urmărirea penală și judecarea pe nedrept a mai multor persoane.